Salutare, prieteni! Astăzi vom face consumul la motocoasă. Vedem cât consumă pe oră până terminăm de cosit lucerna asta. Este vorba de motocoasa DAC 777K. Motocoasa cu lamă. Iar acum mai vom face plinul, să vedem care este consumul ei într-o oră de lucru. Uitați-l, este plin ochi rezervorul și după ce o termină de cosit, vedem dacă îi mai punem sau îi facem completare cu un bidon gradat. Avem un bidon gradat cu care o să-i facem completarea. Acest rezervor ține un litru de benzină. Mai la terminare vă vom spune la această motocoasă și părțile care sunt bune și părțile care sunt mai puțin bune. Și problemele care m-am confruntat eu cu ele în 4 luni de zile de când am eu motocoasa asta. Haideți să îi facem consumul și ne apucăm de treabă. Una dintre probleme e asta. Iarba fiind mare, lucerna fiind mare, nu e făcută cu gândire, cu sistem de îndepărtare a iarbei, ori în stânga, ori în dreapta, să nu rămâie în fața ei. Așa toată rămâne în față pe masca motocoasei. Terminăm cu cositul. Se cose cât de cât bine. Acum îi facem consumul. Vedem cât consumă în 40 de minute. În 40 de minute noi terminăm lucerna asta de 1000 de metri pătrați. Avem bidonul acesta gradat până la 500 de mililitri. Și vom pune rezervor să vedem cât consumare din rezervorul care fu plin când ne apucăm de coset. Repet, rezervorul este de 1 litru. Și vedem, ia uite, îl umplem iar ochi cum fu la început. Consumul este de 350 de mililitri. Din câte se vede, 150 de ml rămaseră în bidon pe 40 de minute de mers cu motocoasa. Problemele care vă spuneam la început, care sunt la motocoasa aceasta, sunt că, dacă vedeți de aici, șurubul deja îl pierdui și până acum l-am mai pierdut, dar l-am găsit, acum nu-l mai găsi. Și vă arătăm și înăuntru la folie. Uitați aici șurubul care e cu bătaia de la lamă. Ăsta de aici mi-a căzut de vreo două ori. Degeaba are plasticul aici la piuliță. Mi-a căzut de vreo două ori. Asta nu mai stă chiar așa de bine. Dar după toate prostiile care le face, că vă spusei că are ceva probleme, eu sunt mulțumit de ea că taie bine lucerna și nu are consum mare.
cum vă spuneam mai devreme, unde este lucerna mare sau fânul mare, se încarcă aici, rămâne răzmată pe mască, se încarcă și va trebui să fie o persoană cu un băț să o tragă dea la o parte, sau opriți dumneavoastră din când în când și o dați la o parte, dacă nu se dă la o parte, se împinge și culcă lucerna înainte și nu o mai taie. Acum vom trece și la lucrurile pozitive la această motocoasă. Motorul e foarte bun, merge foarte bine. Lama taie foarte bine, are putere, merge foarte bine și cam atâta despre motocoasa noastră. Cam asta este, dragi prieteni. V-am făcut un rezumat și cu părțile bune și cu părțile rele și cu consumul care îl are pe 40 de minute cum fu aici la noi. Ce să vă mai zicem? Dragi prieteni, dacă vă place ceea ce facem, lăsați-ne și nouă un like la vizualizare, abonați-vă, lăsați-ne și un comentariu. Vă mulțumim frumos că ne vizualizați. Sănătate!